Am revenit la emisiunea Săptămâna de Business în această seară. Alături de noi se află primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre. Vă spun doar atât. Pe de altă parte, așa a rămas. Da, pe de altă parte, când am făcut pauza de publicitate. Există și posibilitatea de asociere între autorități publice locale pentru a dezvolta astfel de parcuri industriale, zone industriale. Și chiar dacă o autoritate mai puternică, care nu deține teren, se duce și sprijină o localitate mai mică care deține terenul respectiv prin utilități, prin dezvoltarea infrastructurii, atunci lucrurile pot fi împărțite. Aceste venituri de care discutăm, numai veniturile obținute din câștigul efectiv, nu știu, din închirierea terenului sau din furnizarea de utilități, ci și din veniturile efectiv realizate de către cetățenii care lucrează acolo, se pot împărți. Bineînțeles, există o lege în acest sens, există un normativ în acest sens. Ploieștiul, în momentul de față, este înconjurat de foarte multe localități care, dacă ne uităm pe bugetul lor, o să constatăm cu stupoare că la nivel de capitol de dezvoltare stau mai, sau de investiții, dacă să fim mai populare așa în exprimare, stau mai bine decât municipiul Ploiești. Și atunci este foarte greu să intri într-o relație de genul acesta cu autoritate din jur. Sunt vreo două localități care ne-ar putea permite lucrul acesta. Există discuții, dar am constatat că acolo marea majoritate a terenurilor de care dispun sunt la dispoziția Comisiei de Fond Funciar pentru ceea ce discutam mai devreme. Pentru acele retrocederi. Da, acele reparații în natură pentru legile fondului funciar. Deci, situația nu este prea mai plăcută. Sunt și alte localități în afară de comunele Brazi, Blejoi, Aricești, Activan. Da, Aricești, Activan, pe lângă Aricești, Activan, Blejoi, Brazi, Păulești, mai sunt și alte și Bucov, care deja a început să meargă pe un trend ascendent fulminant, aș putea spune, mai sunt și alte localități. Unele dintre ele chiar dispuse pentru o astfel de relație între municipiu și autoritatea respectivă. Nu, trebuie să găsim soluțiile. Asta este. Ați încercat să faceți o discuție cu, nu știu, cu primarii acestor localități, să vă puneți toți la masă? Asta discutam, că am început să discut cu fiecare în parte, să am o serie de discuții preliminare. Cred că ar fi interesant și să-i aveți pe toți la o masă rotundă, dacă putem spune așa, ca fiecare să-și... Eu am mai făcut un demers, dar din păcate s-a soldat cu un răspuns care am fost la guvern și am discutat, nu acum, în anul 2016, și am discutat de o regândire a strategiei ca cel puțin IVG-ul să urmărească adresa celui care face IVG-ul respectiv. Spuneți-le telespectatorilor ce înseamnă, eu știu ce înseamnă acest IVG, ca să nu creadă că... Să spunem impozitul pe salariu, da? Exact. Noi ne ducem, muncim într-o locație, într-o firmă acel care... Venit generat... Acel salariu creează niște contribuții, niște impozite și o parte din aceste impozite se întorc la bugetul local, da? Într-un anumit procent. Prin legea bugetului și legea finanțelor publice, se întorc la bugetul local pentru realizarea fie a cheltuielor de funcționare pentru serviciu și pentru primăria respectivă sau pentru cheltuielile de dezvoltare. Bun. Eu m-am dus și am discutat la guvern și mi-am spus, domnule, o parte din acest venit făcut de către cetățeanul care este ploieștean și muncește în afara Ploieștiului să se întoarcă, domnule, la buget, să urmărească adresa de unde locuiește, pentru că el acolo consumă serviciul. Ce răspuns ați primit? Că se vede că sunt de la Republica de la Ploiești. Ne pufnește râsul pe amândoi, dar nu e de râs această situație. Ce replică să mai intre astfel de situații? Dar, bineînțeles, acest lucru probabil că nu este nici pe departe în favoarea Bucureștiului, nu este nici pe departe în favoarea, probabil că și a unor localități din jurul Ploieștiului. Situația este similară. Mă uitam, că vorbim de statistici, mă uitam pe o statistică tot de la Cluj, nu știu, l-am luat ca drept exemplu și model. Populația activă a Clujului este de 400.000 de locuitori, în condițiile în care... De două ori mai mult decât are Ploieștiul populația da? Totală. În condițiile în care populația Clujului este de 300.000 de locuitori. Nu știu... Dacă putem să ne dăm seama că ce înseamnă... Păi da, pentru că acolo se întâmplă fenomenul invers. Exact. Din toate comunele acelea localitățile din jur. Este un pol de dezvoltare. De ce spuneam la început că apropierea de București poate să fie și un dezavantaj drept faptul că o parte din populație ocupată migrează. Păi asta vreau să vă spun. Dimineața și seara când te întorc înapoi pe DN1 e blocaj la Bărcănești. Poate fi și un avantaj. Forța de muncă se specializează în București. Haideți să fim serioși, ușor, ușor Bucureștiul este sufocat și se va încerca o dezvoltare
da? Și în afara Bucureștiului și poate reușim să atragem aceste investiții. Toată lumea spune, era o glumă, nu? Că în 2008, dacă nu venea criza imobiliară, vedem, da, București se unea cu Ploiești, nu? Da, pe DN1 nu devenea un loc doar cu firme și cu locuințe. Eu cred că aeroportul, ca timp mă refer, nu ca distanță, este mai aproape de Ploiești decât de București. Cu siguranță, pe asta am spus eu mai devreme. Da, bun. Deci toate lucrurile acestea trebuie luate în calcul și trebuie privite ca niște avantaje, dar pe care noi trebuie să le fructificăm în avantajul Ploieștiului. Și trebuie să facem lucrul acesta. Dar în primul rând, așa cum spunea și dumneavoastră, trebuie să avem acei oameni care să poată face nu numai acest studiu, dar să se și priceapă să-l pună în practică. Exact. Și probabil că acei oameni sunt greu de găsit în momentul de față sau... Nu știu, o să aprobăm bugetul, o să avem suma respectivă. Am vorbit cu cei din aparatul de specialitate ca documentația necesară achiziționării acestui studiu, achiziționării acestei consultanțe să fie deja pregătită, ca a doua zi deja să ridicăm pe SEAP, da? Și să scurtăm cât mai mult acest timp. Cred că vor fi foarte interesante rezultatele acelui studiu, le așteptăm cu mare interes. Deocamdată o știre foarte caldă, care privește pe toată lumea. Prețul final al gazelor va crește cu cel mult 2% de la 1 aprilie, deci nu este păcăleală, în urma liberalizării. Anunțul a fost făcut astăzi de către președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, Nicolae Havrileț, care a spus, așa cum spuneam, tariful final al gazelor pentru populație, deci pentru populație, nu cel industrial, va crește cu 1-2% de la 1 aprilie, dată de la care se va produce liberalizarea prețului gazelor din producție internă. Havrileț a mai spus că începând de săptămâna viitoare se va lansa un comparator pentru prețul gazelor pentru consumatorii casnici, valabil pentru tot teritoriul țării unde există serviciul de alimentare cu gaze. Este o știre foarte, foarte proaspăt, undeva la ora 17 a fost ea publicată. Vă las pentru a încerca să tragem și niște concluzii, mai avem 12 minute. Haideți să vedem împreună și rubrica de educație financiară. Am revenit la emisiune. Domnule primar, văd că ați venit și cu bugetul pe anul acesta. Am discutat de toate aceste idei generoase, că ar trebui să facem un parc industrial, ar trebui să avem teren, ar trebui să avem o strategie, ar trebui să facem multe lucruri, dar toate acestea trebuie armonizate și, așa cum am spus, proiectate foarte, foarte corect pentru viitor. Dacă ar fi să ne uităm la bugetul pe anul acesta, care ar fi principalele cifre, dacă putem spune așa, la care vreți să vă referiți, pentru că spre finalul emisiunii vom avea și noi cifra săptămânii, așa cum i-am obișnuit pe telespectatori. Bun, în primul rând vreau să spun că bugetul a fost construit gândindu-ne cum vrem să dezvoltăm orașul. În primul rând am avut grijă de cei doi piloni care sunt pilonii de dezvoltare a oricărei societăți. Da? Mă refer la educație și la sănătate. Știți foarte bine că m-am aplecat foarte mult asupra învățământului din Ploiești, atât pe partea de finanțare, pentru că noi ne ocupăm de lactura de infrastructură a învățământului, da, clădirii și lucruri de genul acesta, partea educațională ocupându-se Ministerul Educației în continuare. Și aici vreau să vă întrerup eu o secundă și să vă spun, și cred că știți lucrul acesta, toate țările nordice s-au dezvoltat foarte, foarte mult tocmai punând accent deosebit pe învățământ și pe calitatea acestuia. Pentru că un popor educat poate genera, așa cum spuneam mai devreme, și o strategie, și un proiect, și o analiză. Și să știți că au fost țări din sud-estul Asiei, care probabil din experiența altor țări, cum este Norvegia, au învățat și la fel în anii trecuți au investit sume impresionante. Există o țară, nu știu dacă nu, Filipine, a investit aproximativ 13% din buget an la rând în învățământ și rezultatele au început să se vadă. Bun, deci asta este unul din piloni, asta este foarte clar. Al doilea pilon este pilonul sănătății,
Aici, la fel, avem acest proiect al noului spital, este absolut necesar pentru Ploiești. Deja avem un prim document făcut de către o societate de specialitate, pe baza căreia am venit și cu o notă conceptuală și încercăm să aprobăm indicatorii tehnico-economici din această notă conceptuală prin Consiliul Local pentru a putea merge mai departe și a găsi, a identifica toate sursele de finanțare. Deci asta este un nou concept apărut după modificarea legii 50, care prevede acele documente de la care poți pleca pentru investiție. Dacă înainte era un studiu de fezabilitate, acum se pleacă de la nota conceptuală, tocmai pentru a reduce cheltuielile, da? Și pentru a face un studiu de fezabilitate care are niște costuri destul de importante, după ce ești sigur că ai și, să spunem, sursele de finanțare pentru investiția respectivă. Deci aceștia au fost cei doi piloni. Un alt pilon foarte important, un alt element foarte important din buget, am spus, este dezvoltarea mediului economic și am vorbit deja de această strategie și am prevăzut o serie de sume. O altă direcție pe care noi am avut-o în vedere atunci când am discutat de buget și am stabilit prioritățile bugetului au fost acele constrângeri pe care noi ca municipalitate le avem. Trebuie să realizăm o serie de investiții obligatorii, pentru că în 2019 vom fi trași la răspundere și vom plăti niște penalități colosale. Dacă pe ceea ce înseamnă stația de epurare nu o finalizăm, deși acolo avem niște probleme la care la fel cred că vom apela la o societate de consultanță juridică, de legal, cum spuneam mai devreme, ca să ne arate calea pe care trebuie să o urmăm, da? Apoi partea de canalizare a municipiului Ploiești, care trebuie să fie în proporție de 100% finalizată. Noi am făcut o estimare prin Direcția Tehnic Investiții și ar însemna undeva în jur de 40 de milioane de lei, 2017-2018, ca să închidem și această problematică. Apoi ne-am orientat foarte mult spre sfera serviciilor furnizate de către municipalitate, lăsând la o parte învățământul și sănătatea despre care am discutat. Da? Trebuie să vorbim de transportul public și aici avem acest proiect de a aduce către municipiul Ploiești o serie de mijloace de transport noi, care înseamnă foarte multe avantaje. Pe lângă cele legate de poluare, da, reducerea poluării, confortul cetățenilor, confortul, trebuie să ne gândim și la confortul celor care utilizează mijloacele de transport, da? Vorbim și de o reducere a cheltuielilor întreținerea, de întreținere, bunuri și servicii și nu numai. Dar, în primul rând, servicii de calitate, servicii superioare din punct de vedere al calității. Apoi ne gândim foarte clar și avem bani puși în buget pentru o strategie pe termie. La fel, trebuie să ne gândim în viitor, 2019 înseamnă anul în care se finalizează contractul cu societatea care furnizează termia municipiului Ploiești. Pe piața ploieșteană au apărut și alți jucători de care trebuie să ținem și cont. Și probabil că or să mai apară, pentru că am văzut este un aspect, că da, și este, această liberalizare, da, nu numai la gaze, da, se va este produce un aspect, și în al doilea zonele aspect acestea. Este că noi, ca să putem avea un serviciu eficient și să nu avem costuri ridicate la nivelul cetățenilor, trebuie să facem o serie de investiții. Păi, o estimare așa, să spunem, la câte milioane de euro se duce? 50. 50 de milioane, da, de euro? Da, da. Și avem acești bani? Nu avem acești bani și atunci singura variantă este aceea de a accesa fonduri fie europene, dar trebuie obligatoriu să avem această strategie ca să apelăm la POIM, Programul Operațional de Infrastructură Mare, da? Pentru că avem o șansă, sunt foarte multe localități care nu mai îndeplinesc o serie de condiții cu care au intrat în acest program. Și atunci, dacă ele ies din acest program, avem noi o șansă să intrăm și să putem obține sumele necesare pentru refacerea rețelei principale, da, de la furnizor, de la producție, să spunem, până la intrarea în Ploiești și apoi de la intrarea în Ploiești până la cetățeni, acolo fiind, să spunem, infrastructura municipalității, noi aici fiind în colaborare cu Consiliul Județean. Deci, noi am gândit acest buget ținând cont de aceste constrângeri. Este un buget care nu va aduce, cel puțin în 2017, un, să spunem, investiții spectaculoase. Da? Este un buget care este, în primul rând, destinat construirii dezvoltării Ploieștiului în următorii, știu, 5-10 ani de zile de aici înainte. Apoi este un buget destinat serviciilor, am vorbit de transport, dar putem să vorbim în aceeași măsură și de curățenie din municipiul Ploiești, vorbim și de spațiile verzi din municipiul Ploiești, avem sume alocate mai mari decât cele care au fost alocate în anii trecuți
Dar aici trebuie să venim și cu o serie de strategii în interiorul celor care prestează aceste servicii, astfel încât să se vadă o creștere a calităților. Să sperăm că toate aceste lucruri se vor întâmpla, dar dacă ați avea acum, să zicem, nu cei 50 de milioane, ați avea 100 de milioane de euro, ce ați face, în ce ați dirija, să zic, acești bani din punct de vedere al municipalității? Ce ați face? Ați face, nu știu, parcuri, ați vopsi copaci, ați face un parc industrial, ați face... Bun, ce aici ați face? Ce spuneți dumneavoastră sunt, pe de o parte, cheltuielile, să zicem, curente, da, reparații și așa mai departe. Nu, dacă vorbim... Ar fi de bugetul de investiții, să zicem, de 100 de milioane de euro. Eu cred că... Unde ar fi prioritățile? Sunt o serie de lucruri pe care municipalitatea, așa cum spuneam mai devreme, este obligată să le facă și probabil că jumătate din sumă ne-am îndreptat către acele direcții, da? Că vorbim de rețele subterane, că vorbim de infrastructură rutieră, că vorbim de o serie de obiective pe care trebuie să le avem în vedere. Un alt obiectiv, de exemplu, este cultura, de care trebuie să ținem cont foarte mult. Municipiul Ploiești în ultimii ani am fost vitregit și trebuie să revenim la această idee de cultură și de a dezvolta cultura, dar cred că jumătate din aceste... Chiar acum avem festivalul Nichita Stănescu, da, în oraș. Da, pe 31, da. Pe 31 și avem un invitat special și mă bucură foarte mult prezența acestui invitat. Dar cred că o mare parte din bani, sau cel puțin jumătate din acești bani, trebuie duși către zona care aduce plus valoare Ploieștiului. Și vă dau un exemplu. Există o societate prin curtea căreia se putea realiza un drum. Am discutat cu acea societate și ne-au explicat foarte clar că ar dori să se dezvolte din punct de vedere al infrastructurii și i-am întrebat, bun, și care sunt perspectivele ca și venituri, ca și locuri de muncă. Când am auzit că vorbim de aproximativ 200 de locuri de muncă, am spus, ok, primăria trebuie să găsească o altă soluție astfel încât să nu deranjeze acel operator economic, dar totuși să realizeze investiția pe care o are în vedere, pentru că face legătura între două artere importante de intrare și ieșire din municipiul Ploiești. Și noi deja avem prins în buget o astfel de investiție, deși v-am spus, bugetul de investiție este foarte mic, constrâns. Dar către astfel de investiții, o mare parte din bani, municipalitatea trebuie să le dirigeze pentru a crea plus valoare pe viitor. Trebuie să ne gândim cum aducem aceste venituri. Și noi putem să venim pe zona de infrastructură, pe zona furnizării unor servicii către agenții economici care să nu mai vină să aștepte ore în șir, zile în șir, luni în șir pentru anumite autorizații, pentru anumite avize. Deci în zona aceasta trebuie să investiți o mare parte din banii de care să spunem că i-am fi avut pe viitor. Să ne ajute Dumnezeu ca în următorii 5-6 ani, când vorbim de buget de investiții, să vorbim de sumele de care dumneavoastră le apreciați mai... Nu, a fost așa, ca un fel de, să zicem, un exercițiu. Nu este imposibil. Clujul are 100 de milioane de euro. Buget de investiții. Nu, nici nu știam lucrul acesta, dar nu aici am vrut să ajung. Poate dacă stăm să ne referim, nu știu, Oradea, iarăși un oraș care s-a dezvoltat mult. Un oraș care s-a dezvoltat foarte mult, dar la fel, plecând de la o strategie foarte bine. Sigur, apropierea de graniță, pentru că acolo este și granița și sunt foarte multe parcuri logistice, dar nu numai atât. Așa cum spuneam, primăria are chiar un parc industrial acolo. Noi ne-am dorit și poate dă Dumnezeu să se întâmple să avem și aici la Ploiești un parc industrial. Un al doilea parc industrial. Pe teritoriul Ploiești. Dar să fie primul al primăriei, celălalt este al Consiliului Județean. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Ați spus câteva lucruri care pe viitor trebuie urmărite, dacă se vor și întâmpla sau nu. Sper să mai avem ocazia să discutăm, nu neapărat la anul, când vom discuta iarăși despre ce am făcut anul acesta și ce vrem să facem în anul viitor. O să ne uităm împreună să vedem, pentru că tot am discutat de foarte multe cifre în această emisiune, să vedem împreună cifra săptămânii și eu vă spun mulțumesc pentru prezență, le spun și telespectatorilor mulțumiri pentru faptul că ne-au urmărit și vă dorim în continuare o seară bună.